În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Maici, iubiți credincioși, în primul și primul rând, vrei să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Andrei sau Andreea, cu derivatele lor, pentru că astăzi, la 30 noiembrie, prăznuim cu multă bucurie pe Sfântul nostru Apostol Andrei, cel întâi chemat, Apostolul Românilor, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre, acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea și la gurile Dunării, și ne-a creștinat și a săvârșit totodată prima sfântă liturghie pe pământul României, și astfel ne-a eliberat de demon și de patim, și ne-a unit cu Hristos prin jertfă și liturghie. Sfântul Apostol Andrei, după cum am auzit acum în Sfânta Evanghelie, era frate după trup cu Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona, din amândoi, din cetatea Betsaida Galilei, și se îndeletnicea cu pescuirea, cu pescuitul. La început, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi, auzind din gura profetului de întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a dus în Capernaum de locuia Domnul și l-a întrebat: Învățătorule, unde locuiești? Mântuitorul i-a spus: vino și vezi. Și nu după multe zile, Andrei și Petru Simon se aflau într-o corabie cu tatăl lor Iona și vreau să plece pe mare la pescuit. Atunci Fiul lui Dumnezeu i-a chemat pe amândoi la apostolie și le-a zis așa: veniți după mine și voi face pescari de oameni. Ce trebuie să știm despre Sfântul Apostol Andrei? Că este cinstit nu numai la noi, adică nu-l revendică doar românii ca apostol luminător, luminător cu lumina Evangheliei lui Hristos, pentru că pe Apostolul Andrei revendică și Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, primul tron al Bisericii Ortodoxe, acolo unde a predicat în primul veac Sfântul Apostol Andrei, și anume în localitatea care pe atunci se numea Bizantion, pentru că nu exista încă orașul lui Constantin, Constantinopol. Și totodată cu Sfântul Andrei a așezat acolo un episcop pe unul din ucenicii săi, Stahie, care era din cei 70 de apostoli ai Domnului. Și totodată, pe Sfântul Andrei le vindică și rușii pravoslavnici, pentru că el a predicat în Crimea de astăzi. A ajuns și la Kiev și monahii din mănăstirea Valam, din nordul îndepărtat, din Atosul Nordic, cum se mai spune, păstrează și mărturisesc o tradiție locală, cum că Sfântul Apostol Andrei a predicat și acolo. Și chiar dacă semințele Evangheliei semănate de Sfântul Apostol Andrei în pământul rusesc n-au dat rod imediat cum a și predicat, cum s-a întâmplat în alte locuri, adică în ținuturile sud și nord dunărene și în Bizantion, semințele Evangheliei au dat rod însutit și chiar înmiit mult mai târziu, peste 900 de ani, în anul 988, când prințul Vladimir, împreună cu întregul popor, s-a botezat în apele Niprului, iar astăzi Rusia se închină Dumnezeului Treimic. Învățăm de aici că niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la Dumnezeu fără roadă. Chiar dacă noi oamenii, judecând limitat și de multe ori greșit, spunem că vorbim în deșert sau că am vorbit cuiva degeaba despre Dumnezeu, niciodată n-am mărturisit pe Hristos degeaba. Poate că ni se pare că pe momentul respectiv am fost repeziți, că ne-au bagiocorit, că au râs de noi, că probabil ne-au ironizat sau l-au culit și pe Dumnezeu și spunem: păi ce să fac, părinte, să mai vorbesc? Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce niciodată fără roadă. Mai devreme sau mai târziu, el rodește. De aceea niciodată nu trebuie să renunțăm la lucrarea noastră misionară, la micul nostru apostolat social. Toți creștinii botezați trebuie să fie mici apostoli, mici Andrei. Fiecare trebuie să fie un mic Andrei, măcar
de ziua Sfântului Andrei. Pentru că Sfântul Andrei, știți cine este? Este botezătorul românilor. Dacă astăzi suntem ortodoxi și nu suntem păgâni, sau schismatici, sau eretici, suntem datorită botezătorului Andrei. Nu există doar Sfântul Ioan Botezătorul, există și Sfântul Andrei, botezătorul românilor. Și față de Sfântul nostru Botezător, noi trebuie să arătăm mare atenție, trebuie să arătăm mare recunoștință și mare vlavie. Să nutrim, cum spun Sfinții Părinți, nesfârșită dragoste. Pentru că este, în primul rând, cel dintâi chemat ucenic al Domnului. Cel dintâi care l-a întâlnit pe Hristos dintre cei 12 apostoli. Și cel dintâi care ne-a chemat pe noi la Hristos. Veniți, aflat-am pe cel dorit, pe mântuirea și luminarea voastră, a celor din întunericul necunoștinței și din umbra morții. Și spun cel dintâi pentru că a existat și un al doilea care a predicat pe pământul țării noastre, și anume Sfântul Apostol Filip. Dar cel dintâi botezător al nostru este Sfântul Andrei. Și Sfânta Tradiție ne spune că după înălțarea Domnului la cer, după pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii, când s-au aruncat sorții care apostol încotro să o apuce și să propovăduiască vestea cea bună a mântuirii, a apropierii împărăției lui Dumnezeu, sorții lui Andrei au căzut pe teritoriile din jurul Mării Negre, adică întreaga Sciție, Sciția Mică, Sciția Mare, Tracia, Bitinia, adică nordul Asiei Mici, Bizanțul, cum am mai spus. Și să nu credeți că prin toate acele cetăți prin care Sfântul Apostol a trecut, a trecut așa ca într-un pelerinaj, ca într-o călătorie, sau cu o excursie, sau o plimbare odihnitoare, pentru că în multe locuri sămânța Evangheliei pe care el o predica a strânit ostilitatea, a strânit ura, a strânit răutatea, mânia, sălbăticia popoarelor barbare și care erau închinătoare la idoli. Încât atunci când predica, de multe ori era lovit cu pietre și cu toieci, de multe ori era târât prin locuri cu pietre colțuroase, era bătut de moarte și aruncat în afara cetăților respective. Dar cel răstignit și înviat, pe ucenicul și apostolul său cel întâi chemat, l-a păzit nevătămat până și-a împlinit misiunea de evangelizare a celor părți care au fost încredințate de Duhul Sfânt prin tragere la sorți. După aceea, a trecut prin Peloponez, iar în a patra și predica s-a mărturisit-o și a pecetuit-o cu sângele său, pentru că a fost răstignit de păgânul Egiat pe o cruce în formă de X cu capul în jos. Și ne spune tradiția că la vederea ei, Sfântul Apostol Andrei i-a spus aceste cuvinte acestei cruci în X. Mă închin înaintea ta, cruce sfântă, care ai fost sfințită de trupul Domnului și cu mădularele Lui, ca și cum cu niște pietre de preț ai fost împodobită. Mai înainte ca Domnul să fi fost atârnat de lenul tău, eu mă îngrozeam când te vedeam. Dar prin suferința Domnului meu, tu ți-ai agonisit cerească și negrăită dragoste. Și tu ești râvnită azi de inima mea ca o binecuvântare. Iată, eu mă apropii de tine cu bucurie și fără nicio sfială. De când te doresc? O cruce prea bună și cea prea înfrumusețată și cu vrednicie prea împodobită. Tu cea pe care te-am dorit, te-am așteptat și te-am căutat atât de mult. Smulge-mă din vălmășagul oamenilor și du-mă la stăpânul meu. El m-a răscumpărat prin tine. Din brațele tale să mă primească. Deci, viața Sfântului Apostol Andrei începe cu răstignirea Domnului și se încheie cu propria sa răstignire. Pentru că crucea a fost amvonul lui. Ce trebuie să rămânem în această zi dedicată Sfântului Apostol? Că noi românii avem biserică de origine apostolică, întemeiată în primul secol, imediat după înălțarea Domnului la cer. Noi nu suntem creștinați ca popoarele slave către sfârșitul primului mileniu, pentru că noi suntem din început aici în Carpați și la gurile Dunării. Pe când ungurii au venit în Europa în secolul IV din Mongolia și s-au creștinat în anul 950 de Ștefan cel Sfânt. Iar slavii au venit și ei prin secolele 7 și 8 din nordul
nord-estul Asiei și s-au creștinat mai târziu. Bulgarii în anul 864, sârbii în anul 868, rușii în anul 988, cum am mai spus. Deci așa a rânduit pronia divină ca să primim credința noastră creștină direct de la ucenicii lui Hristos, pentru care se cade să fim permanent recunoscători. Fie ca această zi a întâlnirii noastre cu Hristos aici în biserica sa, pentru rugăciunile Sfântului nostru Apostol Andrei, să ne pregătească calea mântuirii prin credință și prin jertfelnicie, prin iubire adevărată și dreptate. Amin.